La Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt a fost sărbătorit duminică 4 iunie prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către înalt preasfințitul Părinte Casian împreună cu un sobor de preoți și diaconi în prezența a numeroși credincioși gălățeni. De Rusalii, enoriașii își amintesc că Duhul Sfânt a venit în lume și s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, iar la Ierusalim s-a întemeiat Biserica lui Hristos. În continuarea Sfintei Liturghii, Chiriahul Dunării de Jos a săvârșit mult așteptata rânduială a vecernii speciale, numită și Vecernia Plecării Genunchilor, în cadrul căreia au fost rostite cele 7 rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt și s-au sfințit ramurile de nuc, simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra capetelor Sfinților Apostoli. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit credincioșilor despre lucrarea Duhului Sfânt în lume, întemeierea Bisericii Văzute și sălășluirea Mângâietorului, tainic sau mistic, în sufletul omului. Preasfântul și de viață, Făcătorul Duh, face biserică din sufletele și din trupurile noastre, ca mângâietor trimis din iubirea Tatălui, prin promisiunea Mântuitorului. Această minunată alcătuire, Dumnezeescu Vasile a numit-o prima arhitectură duhovnicească, biserica, Duhul Sfânt fiind arhitectul duhovnicesc, care astăzi, la sărbătoarea cinzecimii, ne arată prin cuvântul Preasfintei Biserici, trimis de Preafericitul Patriarh, și anume, aceeași sărbătoare a Bisericii se revarsă cu harul Duhului Sfânt asupra tuturor familiilor creștine, mama, tata, copiii și bunicii împreună, în țară și în străinătate. Întărește, Doamne, duhovnicește, prin iubire milostivă, viață frumoasă, filantropică, familia, care și biserica de acasă, și împreună, sfânta noastră biserică, poporul și patria, prin harul, lumina și puterea Sfântului Duh. Amin. La sfârșitul Sfintelor Slujbe, după datină, înalt pe Sfinția sa, Părintele Casian, i-a binecuvântat cu aghiasmă pe cei prezenți și le-a oferit rămurele de nuc pe esplanada catedralei pentru a vesti și celor de acasă bucuria praznicului pogorârii Duhului Sfânt. Odată cu rosariile, se încheie ciclul pascal al creștinismului, care cuprinde cele 3 momente fundamentale care au marcat începutul și formarea Bisericii: învierea, înălțarea și pogorârea Sfântului Duh.